ajutor nesperat pentru oamenii cu nevoi speciale. Octavian Stana, un inginer din Timișoara, a inițiat o campanie deosebită. A mobilizat toți românii și a reușit să-i ajute pe cei aflați în suferință. A strâns sute de kilograme de dopuri de plastic și după ce le-a dus la un centru de reciclare, a cumpărat scaune cu rotile sau dispozitive medicale pentru persoanele cu nevoi speciale. Iar pentru că a fost un succes, această campanie, să știți că s-a extins chiar la nivel național. Stăm de vorbă în aceste momente cu Octavian Stana, inițiatorul campaniei Dopuri pentru o cauză. El este eroul zilei astăzi la Antena 3. Bun găsit, Octavian, îți mulțumim foarte mult și felicitări pentru această idee, pentru acest proiect. De unde ai început? Bună ziua dumneavoastră și tuturor spectatorilor. Noi te auzim. Cum ți-a venit ideea acestei campanii? Ca să o luăm așa puțin de la început, Octavian. Ideea a venit că eu sunt o persoană care îmi place să ajut lumea și sunt foarte atras de ideile mai neobișnuite. Și astfel a apărut campania care este în derulare. Dar cum te-ai gândit? Ai văzut undeva în afară sau pur și simplu ți-a venit ție ideea asta? Uite, aș putea să mă apuc de strâns dopuri, le duc, le reciclăm și în felul ăsta câștigăm niște bani și ajutăm pe oamenii care au nevoie. Ideea mi-a venit de la o prietenă care stungea dopuri pentru o altă prietenă de ei care ducea dopurile în afara țării. De câtă vreme? Și am început... Te rog. Și am început să... Am decis să o ajut și eu pe ea. Am strâns undeva la 3 luni de zile, undeva la 1000-2000 de dopuri. Apoi, când m-am întâlnit cu prietena respectivă, mi-a spus că nu se mai ocupă și astfel am rămas cu dopurile. Nu aveam ce să fac cu ele și astfel s-a născut Dopuri pentru o cauză. Incredibil. De câtă vreme faci lucrul acesta și aș vrea să vorbim puțin și despre oamenii care primesc astfel un ajutor extrem de important. Am citit câteva cazuri, câțiva oameni pe care voi ați ajutat, oameni cu adevărate probleme pe care societatea i-a uitat, Octavian. Campania a început oficial în toamna anului 2012. De atunci am încercat să împart campania în episoade, fiecare episod fiind o persoană pe care dorim să o ajutăm. Până în prezent s-au derulat 4 episoade. Am reușit să dăm 2 scaune cu rotile pentru persoane respective. Un al treilea, din păcate, nu am apucat deoarece persoana a decedat. Și în prezent suntem la al 4-lea episod pe care eu îmi doresc din tot sufletul ca în acest an, în maxim toamnă, să-l finalizăm. Vorbește-ne puțin despre persoanele care au primit un scaun cu rotile, despre viața lor, despre situația în care se aflau și despre modul în care au primit ajutorul acesta din partea voastră. Prima dată ce pot să spun este faptul că eu nu cunosc persoanele, nu am cunoscut persoanele. Eu am avut mare noroc, nu știu cum să zic, că în viața mea, în jurul meu, n-am avut persoane cu dizabilități care să necesite asemenea dispozitive. Și astfel, prima persoană am găsit-o prin intermediul Asociației Handicapaților Locomotori din Timișoara. Am mers la ei, pur și simplu, și i-am rugat să-mi dea o listă cu persoanele care nu își permit și au nevoie de un dispozitiv medical adaptat nevoilor lor. Campania nu, pur și simplu, nu cumpără scaune simple. Ne interesăm exact ce scaun are nevoie și exact modelul respectiv îl căutăm și îl achiziționăm. În cazul vostru, cine a avut nevoie de ajutor și de ce problemă suferea? Prima persoană avea tetrapareză, are tetrapareză spastică. Adică nu se putea deplasa deloc. Da, da. Cazul 2 a fost persoana care, din păcate, a decedat. Ea a suferat de foarte multe, de tetrapareză, hidrocefalie, scolioză. Am încercat tot sufletul să o ajutăm, dar din păcate nu am reușit. A treia persoană a fost un domn mai în vârstă, care nu știu exact cum se cheamă boala, pur și simplu a rămas la pat, nu a mai putut să se miște de un an jumate, 2 ani. Deci a fost o persoană activă. După aia ceva la oase, nu știu exact să vă spun. Și până să-i dați voi scaunul, nu mai ieșise din casă 2 ani de zile aproape. Da, 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 da. Un an jumate, 2 ani de zile nu a ieșit din casă.
Incredibil. Oamenii care ne urmăresc în acest moment și își pun întrebarea, pot contribui și eu la campania asta? Ce ar trebui să știu, Octavian? Unde găsesc informații? Dacă accepti ajutor și din afară, câte dopuri trebuie să strângem? Că bănuiesc că nu e chiar atât de ușor, totuși. Ca și cantitate de dopuri, pot spune că 100 de dopuri, cam, nu, 200 de dopuri un kilogram. Orice dop contează. Greutatea unui dop este foarte mică, dar puse unul lângă altul pot ajunge la tone. Și eu, de exemplu, dacă mă apuc de mâine de strâns dopuri, ce fac cu ele? În Timișoara, încep încet cu încetul, în Timișoara am decis să fac câteva puncte de colectare pentru a fi mai ușor pentru a le recolta. În țară, cu sprijinul unei firme de curierat, reușim să ne trimită dopurile gratuit din orice localitate, orice oraș din țară. Nu avem puncte de colectare. Am înțeles. Prin intermediul acestui curier se preiau dopurile și ajung mai apoi la voi, la Timișoara. Da. Da. Mulțumesc foarte mult, felicitări încă o dată pentru tot ceea ce faceți. Mulțumesc. Să meargă cât mai departe campania asta și să fie tot mai mulți cei care vi se alătură, Octavian. Mulțumesc încă o dată și mult succes mai departe. Tu ai fost astăzi eroul zilei la Antena 3.